Și acum, deci, noi în familia noastră am pus, deci cum am arătat, astea ca niște întâlniri de cultură generală, să spunem, să ne culturalizăm aici în capitala Moldovei. Ce a urmat după asta, a urmat ceva foarte negativ. Deci asta le-a spus la acei domni, doi ofițeri de securitate, prin 67, cineva a spart geamul cu o cărămidă. Eu dormeam aici, dacă aveam un an, mai mult dormeam, pentru că dormeam 20 de ore pe zi. Și după asta s-a întâmplat un lucru înfiorător, deci la un moment dat aici s-au refugiat doi oameni care îl căutau pe acest domn Toni Musanti, deci pe inginerul Petre Georgescu, care se opunea la construirea unui combinat așa de mare. Unul a fugit pe scări, unul a intrat la noi, deschis, Doamne, cum mă omoară, să nu fi fost o provocare, deci s-a ascuns sub masă, și a tras așa, a venit un ofițer, se prezenta capitanul Măzărean, ofițer de securitate. Ei, ce a făcut capitanul Măzărean, ofițer de securitate, în apartamentul ăsta? Deci a tras un foc în aer, a tras un foc de pistol în aer, glonțul s-a dus în tavan, din tavan a ricoșat în calorifer, din calorifer a ieșit în ușa acestui domn, Petri Georgescu, alias Toni Musanti, s-a dus din nou în tavan, din nou a intrat în calorifer și mi-a intrat mie sub ochiul stâng aici, în cap.